Alina Gorghiu face un apel către antreprenori să se folosească de forța de muncă din penitenciare. Ministrul Justiției a mai precizat că peste 7.000 de deținuți își doresc să muncească, dar nu sunt solicitați. Vreau să fac câteva precizări importante pe care dumneavoastră trebuie să le știți. Este legat de deținuții care sunt folosiți la muncă. Față de acest interes în spațiu public arătat de foarte multă lume în ultima vreme, referitor la implicarea persoanelor condamnate private de libertate în activități lucrative, vă pot prezenta câteva cifre, sinteză a anului 2023, cu mențiunea că majoritatea indicatorilor înregistrează creșteri în fiecare an. Mesajul meu însă, în debutul acestui subiect, este către mediul de afaceri din România. Așteptăm noi, prin ANP, solicitări din partea antreprenorilor români care n-au forță de muncă, din partea mediului de afaceri, din partea mediului economic din România, pentru că există disponibilitate și toată deschiderea pentru a colabora în acest sens. Sistemul penitenciar poate să ofere o forță de muncă disciplinată și ordonată. Și cei care sunt în mediul economic și lucrează deja, au contracte deja cu sistemul penitenciar, cunosc că au avut de câștigat pe urma acestor contracte cu mediul penitenciar. În 2023, veniturile sistemului penitenciar din activități lucrative au fost de 70.459 de milioane de lei, cu peste 13% peste anul precedent, aproape 14% peste anul precedent. Vreau să știți următoarele lucruri. La momentul acesta, efectivul din sistemul penitenciar, adică cei care sunt deținuți în momentul acesta, sunt aproape 23.000, cam 23.000. Dintre aceștia, persoane apte pentru muncă din punct de vedere medical, 18.835. Dintre acestea, selecționate de comisiile formate în penitenciare, sunt 6.032 de persoane, iar din aceste 6.032 de persoane, cele care sunt implicate în activități lucrative, în ideea prestării de servicii, și în producție sunt 1.813 persoane deținute. Am făcut această defalcare și pe sexe, pentru că e important să știți că deținutele femei la momentul acesta sunt 1.063, iar din ele, în activități lucrative, la muncă plătită, participă 245 de persoane. Lipsa personalului din anumite domenii a determinat-o pe Alina Gorghiu să facă acest apel către firmele de construcții și nu numai.